Bună ziua, domnul George Bundă. Ce părere aveți de acest coronavirus? Bună ziua! Eu sunt un om modest prin definiție și nu le știu pe toate. N-aș avea cum să emit teorii atât de elaborate privitor la domeniile în care nu mă pricep. Insist să cred că totul e de la Dumnezeu. Ne-am depărtat de Dumnezeu, am uitat de stăpân, am uitat de cine ne-a făcut pe lumea asta și atunci nu face Dumnezeu altceva decât să ne amintească ce suntem, că pe pământul ăsta suntem într-o călătorie scurtă, într-o vizită scurtă și ar trebui să trăim curat, să trăim frumos. La preț, mai nou înaintea venirii acestui blestemat virus, erau minciuna, impostura, ce să vă spun, toată lumea era foarte, foarte ocupată cu lăcomia, cu navuțirea, cu să epateze, să fie fiecare mai sus decât celălalt și uitaserăm de stăpân. Am uitat cu desăvârșire de postul Paștelui. Am uitat cu desăvârșire că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul Lui, pe pământ, să ne iubească, să ne învețe, să ne facă bine. Ce am făcut noi? I-am dat cu pietre, l-am schingiuit, l-am răstignit pe cruce. Și totuși am fost iertați și iubiți. Ce am făcut în continuare? Atunci am uitat. Acum iarăși am uitat. Noi oamenii uităm. Dumnezeu ne amintește. Dacă o să ne amintim și o să fim mai buni, o să ne ajutăm aproapele. O să trăim într-o adevăr. O să avem o scară de valori corectă. Familii, flori, căței, ce știu eu, nu sunt eu nici pe departe un exemplu, sunt un biet păcătos. Consider că atunci Dumnezeu ne va ierta încă o dată și bine ar fi să nu mai repetăm. Asta e opinia mea vis-a-vis de acest nenorocit de virus. Mulțumim, domnul George Bun. Cu drag, oricând.